pare rău, dar în seara asta cred că o să plec. Eu zic că vreau să zic sincer, am așa un feeling că... Că nu pleci, nu știu de ce. Zic da, eu doresc să rămân, deci cine oferă brățara... Adică cine se crede că nu mai poate și vrea acasă, eu accept cu plăcere. Mi-a părut bine și că v-am cunoscut. Eu zic să faci o pe la celălalt. Zole, te duci peste tot. Mă duc peste tot. Cu siguranță mă duc poate peste e tot. Cineva care deci, chiar vrea. Da, da, da. Sperăm că cineva are un suflet bun și dacă nu se mai regăsește în această competiție, să-i dea lui brățara. Ok, bine, mulțumesc. Mersi, mersi. Eu i-am zis și lui Zoli chiar și ieri înainte de probe, chiar dacă Filip i-a spus că îi va da brățara, eu am declarat și mai la începutul emisiunii și o să declar și acum, mai ales de aici încolo, nu trebuie să ai încredere în nimeni aici. Bună seara! Ce faci, cum e? Am venit să văd ce aveți după paravanul ăsta, ce pregătiți, ce pește, ce sarmale mâncați aici. Văd că ca și la noi, adică aproape nimic. Aproape la fel, da. Surpriză! Da. Astea mâncați. Cocos prăjit. Da. Și după aia cocos. Da, după cum știți, risc eliminarea din acest concurs și am venit la voi să mai vorbim, să discutăm puțin. Cumva, careva, dacă vă gândiți să plecați din motive, nu știu, personale, sau nu mai puteți, sau nu doriți să mai stați, eu accept brățara cu cea mai mare plăcere. Sper să o duc mai departe, dacă cineva mi-o oferă din campul vostru. Cam sigur cu toții că vrem să stăm în concurs, să mergem cât mai departe, da. Dar mai sunt câteva ore până la arenă, nu se știe niciodată ce se întâmplă. Am zis să joc șansa, să chiar vă respect și n-am venit aici numai așa ca să, din obligație. Chiar am venit să vorbesc cu voi, să cer părerea și mă gândeam dacă cineva renunță sau la condiții. La tine nu se întrebe nicio șansă? Deci am vorbit pe scurt, acum urmez să vorbesc mai în detaliu. Și vedem, acum eu încerc să vedem ce iese. Deci eu chiar vreau să rămân și chiar îmi place, chiar îmi place în camp, chiar îmi place tot ce se întâmplă aici și într-un fel îmi pare rău că plec, dar o parte așa sunt ok, dar o parte mă gândesc deja acasă, dar chiar vreau să rămân, cum să zic, adică fiecare cu gândurile lui, pot să fiu sincer, deci nu... Uite, eu personal vreau să-ți mulțumesc pentru experiența jocului de ieri, chiar a fost un joc frumos și chiar îmi doresc să fie cineva, poate din campul tău sau de la Nordic, care să te salveze. Deci eu chiar am sper până în ultimul moment, dar dacă nu, asta va mersi Deni și oricum sper să, dacă cumva nu, sper să ne vedem cu toții acasă. Doamne. Mulțumesc frumos că m-ați ascultat și numai bine. Mersi, mulțumesc. Mulțumesc. Pa. Îți ținem pumni, Zoli. Bine, mulțumesc succes, frumos. Succes. Ajunge, îmi duți așa. Ai grijă, sunt pe accident. Stai, bine. Ok, mersi. Da? Ceau. Să fiu eliminat din acest concurs de Insula de Milion și am venit și la voi să-mi exprim părerea, adică dacă cumva vă gândiți să plecați sau aveți gânduri, eu accept cu cea mai mare plăcere brățara și sper să duc mai departe cu demnitate. Deci dacă vă gândiți, să știți că eu vreau să rămân, dacă mă puteți ajuta, ok, dacă nu, asta este. Deci am venit numai să... Am zis că intru în fiecare camp și... Încerc norocul. Doresc,
muncesc, adică destul de mult. Am zis de la început, niciodată nu mi-o. Deci am trăit fiecare clipă cu bucurie, chiar inclusiv și când o plouat, chiar îmi doresc. Acum, la atitudinea voastră, adică nu fiecare, nu vreau să iau de la cineva care chiar vrea să rămână sau în concurs, chiar îmi doresc. Acum, asta e, vom vedea ce va fi. Bine, ne vedem la arenă. Mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Mulțumesc. Mulțumesc. Rezolvat. A fost în celelalte campuri. Păi nu știu ce am rezolvat. Eu am încercat și chiar mi-am spus dorința că chiar vreau să rămân în acest camp. M-am simțit bine și vreau să rămân în acest concurs Insula de 1 milion. Acum m-au ascultat. Chiar am purtat câteva discuții cu Denis și cu Nordice mai puțin. Și m-au ascultat, acum, nu știu... Speranțele tale. Speranțe, adică, nu, adică ei nu mi-au spus nimic personal, acum să vedem. Da, așa, poate părerea ta, care? Crezi că... După mimica fețelor, după... Părerea mea, vestice-o, dar cumva de înțeles că oricum e, de la ei nu vor să plece nimeni. Și la Nordic, acum am avut o întrebare că chiar dorești așa mult să rămâi și am zis da... Și cam să te ajute Dumnezeu să rămâi. Bună seara din nou, bun găsit în arena. La finele acesteia vom afla dacă Zoli, care stă acolo cu minte, rămâne pe insula de 1 milion sau pleacă acasă în România. Până atunci însă vreau să vă întreb dacă v-a plăcut pe platformă. La probă. A fost frumos, nu? A fost o probă extrem de interesantă cu acea bârnă care a creat mari probleme. Până la urmă, așa cum ați văzut, blondul s-a descurcat minunat și a reușit să câștige, dar a urmat o rundă decisivă foarte interesantă, al cărei deznodământ o să-l aflați și voi imediat. Dați-mi voie să-i chem în arenă pe cei 4! La aplauzele voastre! Blondo! Adina! Flori! Și Izabela! Cât e ceasul, blondule? Scump. 100.000 plus. Adevărul e că de banii aia e un ceas frumos. Da, da. 140.000, am mai spus, o stau pe mâna lui blondul chiar acum. O să vedem și cu cât rămâne după ce va înapoia niște brățări. Bun, vă întreb, vreți să știți cine a câștigat? Da! Bun. Runda decisivă a fost câștigată de... Flori! O să vă povestească Flori ceva mai târziu în ce a constat runda decisivă. Nu vreți să anunțăm cealaltă câștigătoare? Cine credeți, Izabela sau Adina? Iza! Ok, cealaltă câștigătoare, mă rog, locul secundar e sinonim cu câștigătoare. Este Adina! Bravo! Bravo! Așadar, cea care se află în pericol de eliminare
care are 24 de ore, mă rog, o zi la dispoziție, este Iza. S-a luptat și ea, s-a luptat și Adina și Flori, dar mai bine o las pe, o las pe Flori să povestească un pic în ce a constat proba. Ea s-a aflat din nou în această situație. Erau, zi, Floricica. Erau trei funii anodate și încârligate una peste alta. Și noi toate trei trebuia să mergem să dezândăm funile alea. Care și aveau 20 de metri lungime. Da, și foarte, foarte grele. Și grele. Foarte grele. Și trebuia să le ducem, erau tot felul de obstacole cu nodurile, și le ducem pe un butoi mare și să luăm trecând stegul... prin apă, da. Trecând prin, prin apă, apă, prin Promini, da. Laguna. Și trebuia să ducem stegulețul la final. Da, să-l înfigă în, da, în nisip, da. A fost foarte greu. Bravo, fetelor, bravo! Bravo! Bravo. Îmi dai voie, Cosmin, să completez, că mă simt datoare să le explic colegilor mei ce s-a întâmplat. Cu Floricuța am pornit extraordinar de bine, am fost acolo amândouă, am dus-o până aproape de final și la final mi s-a nodat funia de trei ori. N-am mai putut să o mai scot acolo, am tras, i-am pierdut capătul, ceea ce i-a oferit Adinei un avantaj de 5 secunde și ăla a fost sfârșitul meu, pentru că n-am mai putut să o scot. Dar mă bucur că l-am primenit pe, pe blondul, așa cum am zis eu, și mă bucur că brățările au ajuns la el și e el acum imun. A fost pur și simplu strict norocul de la final. Noi începuserăm foarte bine, eram... Aia e. Bravo, Iza! Am văzut câteva fețe mai triste, căzute Elena. Da, este un moment trist pentru mine, pentru că încă din prima clipă când am cunoscut-o pe Izabela a fost o conexiune specială între noi. De multe ori nu este nevoie de cuvinte. Am rezonat extrem de bine și din priviri. Ne-am atașat foarte tare una de alta. Am asigurat-o că în mine are un prieten pe viață și o să fiu lângă ea în orice situație. E o femeie puternică. Mergem înainte, cu fruntea sus. Ce v-a legat? Nu pot să pun degetul pe ceva anume. Pur și simplu am rezonat, pur și simplu am simțit la fel, pur și simplu am fost acolo tot timpul una pentru alta. Izabela, lacrimile tale sunt pentru... Pentru că aș fi putut, pentru că am avut o șansă și de optică că nu am reușit și că aș fi putut, dar nu a fost să fie. Și... E foarte frumos ce a spus Elena. N-aș vrea să se simtă dezamăgită de mine. Nu sunt nici dezamăgită, nici... n-ai cum să mă dezamăgești tu pe mine vreodată. N-ai cum. N-ai cum, ești un om așa special. Eu până acum cântam, râdeam, dansam. Ziceam că mă bucur că mă duc acasă la familia mea și că... Na, doar că... Știu că am fost atât de aproape și mi-a trecut printre degete și... Despre asta este vorba și n-aș vrea să fi dezamăgit pe cineva care a crezut în mine. Pentru că chiar am dat tot ce am avut și tot ce am putut. L-a afectat și Jaguarul care privește în jos. Da, Cosmin, îți dai seama că sunt afectat pentru că pleacă încă un membru din, din tabăra noastră și nu este ok. Noi am fost acolo toți patru, eu, Iza, Armin și Filip, am fost mereu acolo, a avut grijă Iza de noi și îți dai seama că te doare că aveam mare încredere în ea și asta doare și dezamăgit mai tare. N-am să fiu, pentru că știu că a dat tot ce mai bun din ea și ar fi făcut tot să câștige, să se întoarcă înapoi în camp. Să nu uiți nici tu, să nu uitați nici voi, că Izabela mai are o zi la dispoziție.
Deci nu e gata totul pentru ea. Adina a ratat miza, dar pe lângă brățara recuperată, am înțeles că mai există un câștig. O satisfacție, dacă vrei să reformulezi. Da. Care? Satisfacția că pleacă Izabela. Poți să explici? De ce? Da. Eram în arenă și a început să mă jignească spunând că sunt mai ieftină ca o hârtie igienică. Iar în seara asta vedem care e mai ieftină. Arma mea e creierul. Asta face o mare diferență. Și caracterul și diferența dintre caracterele noastre este că eu ți-am spus chiar și pe drum și chiar și aici, n-am vrut să o fac public, dar ți-am spus că indiferent de certurile dintre noi, mă bucur la fel de tare pentru tine și îți doresc numai bine și eu nu țin ranchiună, pentru că dacă eu mă cer, mă cer pe moment și a doua zi uit. Asta spune mult despre caracterul unui om, iar răspunsul meu vis-a-vis de cearta pe care am avut-o a fost în concordanță cu ceea ce mi-ai spus tu mie. N-ai cum să provoci un om la nesfârșit și să te aștepți ca el să nu-ți răspundă. Iar când el îți răspundă cu o monedă mai grea decât a ta, ar fi trebuit să fii capabilă să o duci măcar la nivel mental. Faptul că astăzi, fizic, ai avut 5 secunde înaintea mea și te-ai pronunțat și tu că ai crezut că o să pierzi, pentru că eu și Floricuța ne-am descurcat foarte bine, asta nu-ți dă acum dreptul să mă jignești în vreun fel, pentru că eu n-aș fi făcut-o dacă aș fi fost în locul tău. Și am ținut să te respect până în ultimul moment, cum voiam să-i adresez și Mădăline și Vlădaie și cu cine am mai avut eu conflicte, să le spun că mie mi-a trecut, nu țin dușmănii, pentru că ăsta e sufletul meu. Dar se va vedea pe parcurs masca atunci când va cădea la fiecare. Vlădaia, erai consternat, acesta este cuvântul care îmi vine în minte în momentul în care ți-ai auzit numele și în care Iza și-a prezentat scuzele. Eu cred că noi când am avut jocul, cred că te-am susținut și spuneam, păi, hai, respira. Tocmai despre adică, asta este vorba, adică că noi ne-am revenit. Adică am putut să trecem peste un incident care s-a întâmplat aici. Și noi am discutat, adică noi ne-am reglat din punctul fix meu de vedere. Fix despre asta vorbeam. Ne-am răcâit puțin și ne-am revenit, gata. Că despre asta e vorba, e o competiție, dar Adina să ajungă să mă jignească pe mine, tu mai ai de înghițit vreo două dexuri până să ajungi la jumătate din vocabularul meu, iar faptul că ai un vocabular de stradă și ești crescută pe stradă și ai avut astăzi o mică șansă în fața mea, nu-ți dă dreptul să vorbești cum ai vorbit acum. Mai ai ceva de adăugat? Îi doresc drum bun și cale bătută. Eu plec acasă într-un confort și într-o viață în care mi-este mult mai bine și în care este prezența mea mult mai necesară, așa că nu fi prea satisfăcută, că nu mi-ai făcut vreun rău, nici la tăiere nu m-ai trimis, mă trimiți undeva unde mi-e mult mai bine, dar eu plâng pentru că am suflet, inimă și caracter, înțelegi? Ceea ce pe parcurs poate le vei dăbândi și tu. Bine, ți-am văzut, caracterul mi-a fost suficient. Am văzut cu toții ce hram porți, așa că lasă-ne că ne-ai plictisit. Bine. Inevitabil o să merg la Sorin. Te așteptai la deznodământul ăsta? Nu mă așteptam la un deznodământ. Pentru mine jocul de astăzi a fost nesemnificativ, adică nici nu l-am urmărit, sincer. Și o să se vadă lucrul ăsta. Îți spun la ce nu mă așteptam. Nu mă așteptam ca Dina, după primirea noastră în camp, să nu țină cont, nu neapărat de părerea colegilor, ci de cele spuse de ea. Și mai departe, cum mi-au spus și colegilor, o să fiu puțin mai individual și nu o să mă mai intereseze în mod direct ce se întâmplă cu ei, care rămân, care pleacă, dacă au ce mânca, dacă dorm bine. Nu m-a interesat, indiferent cine pleca, nu mă bucur, nu plâng pentru nimeni. N-aș vrea să fiu în locul lui Izabela, clar. N-aș vrea să fiu nici în locul lui Adina, clar. Pentru că n-aș vrea ca altcineva să mă privească cum mă privez eu pe ea acum. Deci, din ce mi-ai spus tu, Sorine, înțeleg că începând de azi ești practic separat, nu? De... E corect. Fizic și dorm acolo. Asta mă refer. Dar eu le-am spus și lor, eu când spun că îmi pare rău,
pot să număr pe degete în viața mea dacă am spus de 10 ori maxim îmi pare rău sau mi-am cerut scuze în fața cuiva. Și faptul că am zis treaba asta deja este de două ori aici, o dată față de tot campul și o dată pentru ceea ce a făcut Adina. Și sper maxim până termin jocul meu în această competiție să mai spun o singură dată îmi pare rău și acela să fie momentul în care o să părăsesc campul. Mulțumesc încă o dată, Sorin. E momentul să înapoiem brățările. Blondu, începem cu Adina. Numărul... Ia să vedem. E mai greu. Nu e nimic, nu e nimic. Avem răbdare. Ia să vedem. Ok. E brățara ta, e muncită, ai câștigat-o. Rămâi pe insula de 1 milion. Și mergem la Flori. 26 și 15. 26. 15. Okay. Și cea de-a doua brățară. Sunt 40.000 de lei care se întorc în acest moment pe mâna Floricicăi. Blondu are 80.000 de lei. Ceea ce înseamnă că are mai mult decât Silar. Și în acest moment este cel mai bogat om de pe insulă și nu poate fi nominalizat. Bravo, Blondule, felicitări, dăm voie să strâng mâna, la fel cum i-am strâns-o și lui Silard atunci când s-a aflat în această postură, în această situație. Ce simți acum? Tu că ești cel mai bogat om de pe insulă. Relax, o dau pe chill acum câteva zile să vă faceți focul singur, bă, că-s bogat. Știi brățările cui stau pe mâna ta? A mea, a lui Raul și ambele ale Izei. Izabela și Nicoleta. Izabela și Nicoleta. Cele sunt cele patru brățări. Da. O să ajungă toate patru în finală, plus ce mai adun pe drum, dar ne descurcăm. Blondule, felicitări încă o dată, felicitări. Mulțumesc tuturor, vă invit în arenă.